Alex, te salut! Salut! Am pregătit astăzi pentru tine o provocare. Ești unul din puțini jucători care au avut șansa să lucreze la Naționala Under 20 cu toți cei trei selecționeri care au fost până acum la lot. Și provocarea de astăzi se numește Ghicește pasatorul. În ce constă mai exact? O să vezi niște goluri, reușite la Naționala Under 20, tu va trebui să ghicești cine a fost cel care a dat asistul. Nu va fi așa dificil precum sună, pentru că vei avea două variante care să te ajute. Și pregătit să începem? Ok, să-i dăm drumul. Primul gol. Te poți orienta după poziția în teren, ca să fie mai ușor, sau piciorul pentru care cu care s-a pasat. Poți să ai dintre Doru Andrei și Ștefan Pănoiu. Ștefan Pănoiu. Corect. Urmează un gol tot dintr-o partidă cu Cehia, de această dată reușit de Eduard Rada Slavescu. Opțiunile de această dată sunt Andrei Mărginean și Dina Grameni. Cine crezi că a fost autorul pasii? Andrei Mărginean. Corect. Urmează tot un gol reușit de Rada Slavescu, de această dată în fața Poloniei, reușită la voluntari. Variantele de această dată sunt Darius Grosu sau Ovidiu Perian. Darius Grosu. Corect, de această dată. Tot un gol în fața Poloniei, la Arad, de această dată autor, Ianis Stoica. Variantele sunt Ahmed Bani și sau Luca Mihai. Da, executor cu stângul Luca Mihai. Corect. Felicitări, Alex. 4 din 4 la Ghicește pasatorul. Felicitări. Mulțumesc.